Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la primul telejurnal din această săptămână. Iată și evenimentele zilei. Povestea despre remanierea guvernului a avut rezultate bune. Toți lucrează mai repede și mai bine, a spus Velimir Ilici. La Ivaniță au fost semnate memorandumuri cu 28 de investitori autohtoni și străini. La Bačka Topola a fost inaugurat cel de-al 7-lea campus internațional al toleranței. Meteorologii prognozează vreme caniculară cu temperaturi până la 35 de grade. Ministrul Construcțiilor și Urbanismului, Velimir Ilici, a declarat astăzi că povestea despre remanierea guvernului a dat un rezultat bun. Ilici a spus ziariștilor în Parlament că au fost accelerate procesele în unele segmente unde au existat probleme. Legile merg mai repede și aplicarea lor este tot mai creativă și mai bună. Ilici a mai adăugat că în prima fază a activității sale, guvernul a făcut multe, respectiv a demarat negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar acum intră în o fază nouă în care accentul va fi pus pe angajarea și demararea economiei. Ministrul sârb al Energeticii, Dezvoltării și Protecției Mediului și Comuna Ivaniță au semnat astăzi cu 28 de investitori memorandumuri pentru construirea a 49 de mini-hidrocentrale. După semnarea acordului la Ivaniță, Zorana Mihailović a spus că în urma construirii acestor mini-hidrocentrale, 100 de persoane din această comună vor beneficia de locuri de muncă. Mihailović a mai spus că prin semnarea acordului se demarează realizarea Planului Național de Acțiune pentru izvoarele de energie regenerabilă, în baza cărora Serbia va trebui până în anul 2020 să primească 1000 de megawați pentru producerea energiei din izvoare regenerabile. Președintele Guvernului Voivodinei, Bojan Pajtić, a declarat aseară la Bačka Topola că radio-televiziunea Voivodinei ar trebui să fie serviciu mass media dunărean. Președintele Guvernului Provincial a transmis aseară la inaugurarea campusului Toleranței tinerilor din regiunile și orașele subdunărene, care se desfășoară la Bačka Topola, că radio-televiziunea Voivodinei trebuie să fie serviciul mass media dunărean al tuturor țărilor de la Pădurea Neagră și până la Marea Neagră, deoarece difuzează programe în 10 limbi, iar un astfel de serviciu public mass media nu există niciunde, doar în Serbia și Voivodina. Pajtić a mai spus că în Voivodina toleranța nu este un cuvânt străin, deoarece aceasta este o regiune în care oamenii știu bine cum să cultive relațiile cu vecinii, iar multiculturalitate este pentru ei o parte a vieții zilnice. Programul celui de-al 7-lea campus internațional al toleranței a început astăzi la Bačka Topola, unde s-au adunat în jur de 200 de tineri din 10 țări și regiuni dunărene. Anul acesta, campusul toleranței se desfășoară sub motoul Imaginea regiunii dunărene, imaginea regiunii mele, iar tinerii vin din țările bazinului dunărean, Germania, Slovacia, Ungaria, Croația, România și Serbia. Programul campusului de anul acesta va oferi tinerilor ateliere educative, activități sportive, stabilirea relațiilor cu tinerii din alte țări, precum și un program muzical distractiv. Atelierele campusului vor fi conduse de experți din diferite domenii, care vor vorbi despre problemele actuale ale identității europene și dunărene, despre toleranță și drepturile omului. Timp de 3 zile, satul Jutkovița din comuna Golumbăț a fost capitala spiritualității românești. La măreața sărbătoare a românității, cel de-al 7-lea Festival Internațional al Românilor din Balcani, Joc Românesc, inaugurat festiv de cel mai înalt reprezentant diplomatic al țării mame, România, Excelența sa, domnul ambasador Daniel Banu, organizatorii au fost onorați și de înalți oaspeți ai ambasadei din Republica Azerbaijan din Asia, salutați în românește de domnul consilier și atașat cultural Anar Ayaman, iar pe lângă înalte oficialități de la Ministerul Republicane, ale Guvernului Serbiei, Consiliului Național, sponsor al manifestării,
de la diferiți domni reprezentanți președinți ai comunității românilor din Serbia, ai Adi Filum, ai Românilor Independenți, ai diferitor asociații, prelați Bor, din Dacia Ripenzi, etc., etc., organizatorii, Societatea de Limba Română din Voivodina, Comuna Jitkovița, Comunitatea Locală Jitkovița și Comuna Golubac, respectiv Asociația Sandu Timok, au fost onorați de oaspeți și din Austria, Australia, Azerbaijan, Elveția, Grecia, Franța, Germania, Macedonia, Republica Moldova, România și, bineînțeles, Serbia. Organizatorii s-au bucurat și de mulți alți amatori ai muzicii, folclorului, costumele naționale și tradițiile populare și în emisiunile din zilele următoare vom veni cu detalii și despre colocviile, mese rotunde, șezători literare, despre specialitățile culinare, competițiile tradiționale Românca Miss Serbia și Miss Festivalului și multe alte bucurii prejurite de cei sosiți de la Petrovasela, Panceva, Vârșesc, Torac, Novi Sad, Belgrad, etc., sau din țara mamă România, de la Ploiești, Pitești, Reșița, Tun, Severin, Grădinari, Calafat și multe, multe alte localități din Banat. Cu un cuvânt, o reuniune reușită cu ecou internațional. La Cuvin, sâmbătă, au fost marcate tradiționalele manifestări ale românilor din această localitate. La 20 iulie, la Cuvin, s-au marcat festiv sărbătorile tradiționale ale românilor din această localitate. Ziua Românilor, Ziua Hramului Bisericii Ortodoxe Române Sfântul Ilie și Nedeia Citadină a Românilor Cuvineni. La orele 10, un sobor de preoți în frunte cu Alexandru Cotoraci, protopopul Cuvinului, au oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Ortodoxă Română. În orele după amiezii, delegațiile oaspeților din România, reprezentanții ansamblului folcloric Semenicul din Reșița, ale Cenaclului Românilor din Cuvin și Casei de Presă și Editură Libertatea, au avut o recepție la primărie, unde i-a întâmpinat doamna Gordana Zorici, primarul acestei localități. Sperăm că să înfiripăm o colaborare și cu localitatea Cuvin. Dorim ca să invităm la anul la acest festival internațional formația de expresie sârbă sau românească care reprezintă localitatea la acest festival al nostru. Noi în acest an am propus să fim alături de români și iată că în 6 august vom participa la Românii din Valea Timocului, în localitatea Maidan Pec, unde se va organiza prima ediție a unui festival. Iar în perioada 24 august, 29 august, vom participa Republica Moldova în localitatea Crâulen, de asemenea la un festival. La Centrul de Cultură din Cuvin, în orele serii, a avut loc o șezătoare literară la care au participat poeți ale căror cărți au fost publicate la Casa de Presă și Editură Libertatea. Tot la Centrul de Cultură a avut loc și vernisajul expoziției de picturi ale autorului Emil Sfera din Panceva. Sărbătorile tradiționale s-au încheiat cu un program cultural-artistic al oaspeților din România. Vă informăm că știrile prezentate în emisiunea noastră informativă zilnică, Telejurnal, pot fi accesate pe site-ul Radio Televiziunii Voivodinei www.rtv.rs.ro, dar și pe YouTube. De asemenea, emisiunile realizate de redacția programului în limba română, Bună seara Voivodină, Magazin TV și Teleclub, pot fi vizionate pe YouTube și pe adresa de Facebook, Televiziunea Voivodinei, per Redacția Română. Până la sfârșitul săptămânii, meteorologii prognozează temperaturi caniculare. După o dimineață răcoroasă, în cursul zilei de mâine, vremea va fi însorită și mai caldă, cu maxime care vor indica 30 până la 32 de grade. În Voivodina, vreme caniculară. Vântul va sufla slab din sectorul nord. Temperaturile matinale vor oscila între 12 și 20 de grade, iar valorile termice maxime vor corespunde ultimei decade a lunii iulie, respectiv 30 până la 35 de grade. Zilele următoare, vremea va fi însorită și caniculară, cu maxime care vor înregistra 35 de grade Celsius.
Stimați telespectatori, încheiem aici telejurnalul. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine la aceeași oră. La revedere!